Distracția pe plajă începe sâmbătă la ora 13 cu un concurs de castele de nisip pe echipe formate din 5 membri. Concurenții vor fi copii cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani, care vor avea la dispoziție 2 ore să realizeze construcția în miniatură din nisip. Primele 3 echipe clasate vor primi biciclete, skateboard-uri și role. Înscrierile se fac până la ora 12:30. O altă probă care va implica și copiii și adulții este cursa pe umeri desfășurată în piscină. La ora 14, părinții se vor deplasa prin apă, pe o anumită distanță, purtând copiii pe umeri. Și aici sunt puse în joc 6 premii pentru cei mici și cei mari, constând în abonament la bazinul de înot, intrări gratuite la plajă, role, trotinetă sau skateboard. Între orele 15 și 17 sunt programate competiții de table pentru adulți, concurs de Skandenberg și flotări, câștigătorii urmând să primească intrări gratuite la plajă și la bazin sau baxuri cu bere. De la ora 17 începe concursul de băut bere. Concurenții vor avea la dispoziție 2 halbe de bere și un pahar pe care să le bea cu paiul în cel mai scurt timp. O probă inedită este concursul de alergare cu tava de cocktailuri. Fiecare echipă va fi formată din 5 concurenți. Aceștia se vor deplasa pe o anumită distanță, purtând câte o tavă cu 3 cocktailuri și se va întoarce la locul de plecare, unde va preda ștafeta coechipierului. De fiecare dată când va vărsa o băutură, o va lua de la capăt. Se premiază primele 3 echipe în funcție de timpii obținuți. La ora 18 începe concursul de karaoke, la care pot participa cel mult 20 de concurenți, ora limită de înscriere fiind 17:30. Jurul va desemna cei mai buni 3 concurenți, care vor primi intrări gratuite la plajă și bazin, baxuri de suc sau bere. Seara se încheie la ora 22 cu un foc de artificii și lansarea 300 de lampioane.